Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o prăjitură Raffaello. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a face această prăjitură avem nevoie de 300 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, 100 de grame de nucă de cocos, 250 de ml de lapte, 100 de ml de ulei, 4 ouă, o linguriță de praf de copt, o vanilie și un praf de sare. Pentru a face crema avem nevoie de 500 de ml de frișcă, 150 de grame de nucă de cocos, 300 de ml de lapte condensat și o linguriță de vanilie, de pudră de vanilie. Pune mai întâi în bol robotului ouăle, zahărul și sarea și clepate. Ouăle noastre s-au bătut spumă. Acum adăugăm uleiul treptat. Adăugăm și laptele. Esența. Acum începem să adăugăm din făină. Adăugăm și praful de copt și nuca de cocos. S-a amestecat foarte bine. Acum o să răsturnăm tot amestecul în tavă. Am tapetat o tavă cu foaie de copt. Acum răsturnăm toată compoziția. Nivelăm foarte bine. Și o dăm la cuptorul încins la 200 de grade până ce se coace. O să-i facem testul cu scobitoarea. Când este puțin rumenit, este gata blatul. În timp ce blatul nostru se coace, punem frișca la bătut. Deci punem frișca în bolul robotului. Dăm drumul la robot până ce obținem frișca. Frișca noastră s-a bătut foarte bine. Ia uitați-o. Acum adăugăm și pudra de vanilie, adăugăm și laptele condensat și o amestecăm un pic până ce se omogenizează totul. Platul nostru s-a copt, a stat în cuptor 30 de minute, exact 30 de minute. A crescut foarte bine. Îi facem testul cu scobitoarea. Uitați-vă, rămâne foarte curat. Acest blat este un blat umed, pentru că conține nuca de cocos. Acum îl lăsăm să se răcească și o să revenim. Blatul nostru s-a răcit, acum o să-l tăiem pe jumătate. Transferăm acum în tava în care l-am pus. Luăm partea de deasupra și o punem pe acest blat de lucru. Deci acest blat cu nucă de cocos este un blat umed. Nu trebuie să-l însiropăm. Acum mai mult de jumătate din cremă. Venim cu partea cealaltă de blat, o așezăm. Punem și restul de cremă. Uniformizăm bine, bine.
Am uniformizat foarte bine crema. Acum decorăm cu nucă de cocos. Nucă de cocos puneți cât vreți. Deci aceasta este varianta mea de prăjitură Raffaello. Este un pic transformată. Sunt multe rețete cu prăjitura Raffaello. Acum o să dăm prăjitura la frigider pentru până mâine dimineață, pentru minim 8 ore. Așa arată prăjitura noastră. Eu vă invit și pe dumneavoastră să o încercați și să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!